Vin vremuri grele pentru românii care își încălzesc locuințele cu lemne. În doar câteva luni, prețurile la metrul cub de fag și stejar au crescut cu peste 200 de lei, iar scumpirea pare că se va accelera cu cât ne apropiem de iarnă. La Mărăcineni, în județul Buzău, oamenii au început să-și cumpere deja lemnele pentru iarnă, deși vara încă nu s-a încheiat. Astea sunt cumpărate cu 7.000 de lei, cu 700 de lei, 70 de milioane. Dacă peste o lună de zile, astea vor valora 100 de milioane. Deci o cheltuială de minim 100 de milioane ca să faci un foc două, să întreții un foc două pe timpul iernii. Gospodarii de la sate se grăbesc să cumpere lemnele deja foarte scumpe, de teamă că peste câteva săptămâni prețurile o vor lua razna. Dar dacă mai așteptăm o lună, nu mai mult de o lună, va fi 1.000 de lei metru cub, sigur că da, sigur că va fi, și astea, 10 metru cub cât sunt aici, 100 de milioane, ca să poți să intri în iarnă. Și dacă cumva, Doamne ferește, va fi o iarnă grea, încă un transport de 10 metri cub, încă 100 de milioane și mai vedem ce mai facem la primăvară. Ca peste tot în țară, la sate, majoritatea oamenilor din Mărăcineni se încălzesc iarna la sobă. Soții Manole și-au umplut deja magazia cu lemne cât să le ajungă, speră ei, toată iarna. Ca să facă economie, au renunțat inclusiv la obiceiul de a găti mâncarea în bucătăria de vară. Aveam bucătărie de vară, luam lemne, aveam lemne, le ajungeau toată vara, acum nu ne mai ajung. Ne-am mutat la bucătăria de iarnă, folosim butelia. E mai convenabil. E mai convenabil cu butelia. Mai ales că nu știți ce iarnă va fi. Da, mai ales că nu știm ce vremuri vor veni. Lemnul pentru foc iese din depozite la prețuri ce variază între 400 și 450 de lei în funcție de specie și de esență, însă ajunge la poarta clientului cu până la 700 de lei. În primăvara acestui an, lemnele s-au vândut mai ieftin. Gospodarii au ieșit însă fără bani din sezonul rece, astfel că cei mai mulți au amânat aprovizionarea pentru sfârșitul verii, începutul toamnei. Domeniul ăsta al aprovizionării cu lemnul de foc se potrivește foarte bine cu acel proverb: omul gospodar își face iarna car și vara sanie, pentru că cel mai ieftin lemn este atunci când ieși din iarnă, adică primăvara. Dacă abia acum începem să achiziționăm, înseamnă că nu am avut cu ce. Și la început, la sfârșit de vară, cei din zona rurală încep să mai acumuleze financiar, pentru că încep să iasă la piață cu ce cultivă ca și fermieri. Anii trecuți dădeam în jur la 20, 16, 17. Acum, din ce în ce, s-a ridicat și acum băiatul ăsta cere 35 milioane care mi-a adus mie acum. Deci continuă? Da, continuă tot mai sus. Mai norocoși sunt gospodarii care au pădurile lor, numai că și aceștia trebuie să plătească transportul și mâna de lucru. Potrivit datelor oficiale, în prezent jumătate dintre gospodăriile din România se încălzesc cu sobe alimentate cu lemne, cele mai multe în mediul rural.